Continuăm cu categoria Vedeta Anului. Pentru mânarea premiului, invităm alături de noi pe scenă pe artistul Damian Drăghici. Damian Drăghici, în aplauzele dumneavoastră. Bună seara, bună seara. Îmi scuzați și mie felul în care am venit îmbrăcat să și cântăm după aceea și e un alt fel de look. Vreau să-i ofer premiul lui Teo, care după părerea mea este doamna televiziunii și poate cel mai important om din televiziune în ultimii 25 de ani în România. Felicitări! Teo Trandafir, doamnelor și domnilor, absolventă a Facultății de Limbi și Literatură Străină, dar a activat ca actriță și prezentatoare de radio și televiziune, a fost prima care a creat un format de emisiune de divertisment prin care a reușit să îmbine perfect umorul cu lecțiile de viață. De mai bine de 20 de ani continuă să fie un reper în acest domeniu. În prezent, Teo Trandafir este vedetă Canal D și prezentatoarea Teo Show. Bună seara, vă mulțumesc mult. Mi se gâtuie un pic ce e de gâtuit, dar toate lucrurile inteligente pe care aveam de gând să le spun deja s-au rostit. Filip Maria a spus un lucru care m-a fermecat și anume faptul că avem nevoie de entertainment în business și de business în entertainment. Domnul prim-ministru a spus lucruri pe care aș vrea să le înțeleg mai bine, dar o să fac în scurtă vreme. Și vă mărturisesc că trăiesc un paradox. După ce anii trecuți mi se dădeau premii pentru întreaga activitate, am zis că poate arăt rău și zice lumea că nu mă simt minunat. Anul ăsta văd că sunt erou anului, lucru pentru care îi mulțumesc revistei Capital. O să mă stăruiesc, cum se spune, peste Prut, să fiu și anul viitor aici, dacă nu cumva mi se va da premiu pentru întreaga activitate. Vă mulțumesc pentru că îmi zâmbiți, pentru că viața mea se desfășoară într-un zâmbet continuu și, așa cum spunea încă unul dintre participanții noștri din această seară, fermecătorul Dragoș Anastasiu, ar trebui să contemplăm împreună peretele care s-a scos, nu de alta, dar chelu ca chelu, da. Măruță, avem nevoie de competiție și ei au nevoie de noi până la urmă. Lucru pentru care mi-aduc aminte să mulțumesc mult echipei Canal D, casa și familia noastră a tuturor, managementului pentru că m-a susținut în momentul în care întreaga mea activitate dădea să se sfârșească, colegilor care îmi suportă, ce numai ei știu că îmi suportă, ce rost are să vă stric seara, și să vă promit că dacă am uitat pe cineva, l-am avut în gând. Mulțumesc frumos și n-aș vrea să vă plictisesc, că vorba aia, seara e lungă. Mulțumesc. Felicitări! Teo Trandafir, doamnelor și domnilor!